am sesizat câteva puncte critice pe care îmi bănesc că le știți cu toții. La kilometrul 19, unde avem acea alunecare de teren, kilometrul 26 și kilometrul 40, unde lucrările sunt foarte întârziate, să spun așa. Pe lângă aceste puncte critice identificate, am observat că nici din punct de vedere al siguranței circulației, lucrurile nu stau tot mai bine pe restul consumului de autostradă. Respectiv, nu avem montat parapetul median pe mare parte a lotului, marcajele sunt aproape inexistente, la fel și gardul de protecție împotriva animalelor. La discuțiile pe care le-am purtat cu managementul companiei Actor, de fiecare dată am fost asigurat că avem un grafic actualizat, un grafic de care ne ținem. Din păcate, lucrurile în șantier nu stau așa cum au fost prezentate de dumneavoastră. Forța de muncă este clar insuficientă pe toate categoriile de lucrări. Nici materialele nu sunt suficient aprovizionate în situ. În condițiile astea, e clar că nu ajungem la niciun rezultat. Nici de cum la dezideratul pe care m-am propus de a da în trafic acest lot până pe 15 noiembrie. Este o îmbunătățire față de lunile precedente. Dar nu este nici pe departe suficient. Vă rog foarte mult să vă mobilizați, să discutați cu managementul companiei din Grecia. Dacă dânsii și mai doresc să mai câștige vreo lucrare la noi, o doresc să continue lucrările pe care le au, să-și revizuiască modul de acțiune pe acest contract și să-l finalizeze. Pentru că sunt convins că dumneavoastră aveți capacitatea profesională să finalizați lucrarea, dar trebuie să aveți și sprijinul lor. Vreau un grafic detaliat al activităților pentru fiecare lucrare în parte. Da? Cu orizontul exact de lângă graficul pe care îl faceți cu activitățile, o să vă solicit în același timp să ne puneți acolo resursele umane necesare, echipamente, utilaje și materiale. Adică vom verifica inclusiv stocurile. Să vedem că avem materiale, avem oameni, avem echipamentele necesare.